Astăzi vă propun să ne uităm la raftul dumneavoastră cu cărți. Și pentru asta am invitat doi scriitori, doi oameni care știu să citească repede, eficient și să ne spună și nouă profanilor, ca să nu hălăduim prin mormanele de cărți, dar să fim atenți. Sigur că nu ne interesează literatura în sine, pentru că suntem la Vocea Basarabiei și avem întotdeauna un profil anume. Încercăm punctele de vedere să devină puncte de reper pentru deciziile dumneavoastră. Asta e deviza, motoul emisiunii noastre și astăzi stăm de vorbă cu Ivan Pilkin și cu Iulian Fruntașu. Bine ați venit la Vocea Basarabiei și încep foarte simplu. Toată lumea vorbește despre Filit. Am văzut și trenul Filit plecând în Moldova. Asta ca și cum e un Oscar în domeniul literaturii române. Ce-i Filitul ăsta? Ca să înțeleagă și spectatorii noștri de ce e atât de important acest eveniment. Să începem la dumneavoastră? Filit este un festival de literatură și traducere care, fiind deja la a 10-a, a 11-a, de fapt, ediție, a devenit un adevărat brand cultural în această parte a Europei de Est. Este, s-a născut în România. Da. Este un festival care anual se desfășoară la Iași, însă anul acesta, pentru prima dată, Filit a trecut prutul și a ajuns la Chișinău. Deci un book fest mai mititel, că era festivalul de la București. Care păi nu e târg de carte, nu e târg de carte, e festival de literatură, sunt două lucruri diferite, târgurile și festivalurile. Așa, dar deosebire care? Păi la târg se vând cărțile, așa. La festival se vorbește despre literatură. Fără să aducă cărțile. Mai sunt autor. Și cărți, mai sunt și cărți, dar nu sunt editurile în prim plan, ci așa. Sunt autorii și cititorii, evident. Așa. Și ăsta e născut la Iași, da? Iașul fiind cunoscut pentru scriitorimea din Iași. Și prima dată a venit în Chișinău, așa. Cu garnitura din Iași, de scriitori români, în care au încăput și basarabeni, corect? Da, în mare parte. Au fost câțiva invitați importanți internaționale care au fost la Iași și au venit și la Chișinău și au mai fost și scriitori români. Nu toți care au fost la Iași, dar o parte din ei. E o idee foarte bună să fie acest offshot, cum ar fi, da? Deci de la Iași să vină și la Chișinău, pentru că este aproape. Și dacă, nu știu, un Aldi Vilas, care e un scriitor spaniol foarte bun și cunoscut în toată lumea, dacă tot vine la Iași, e mai simplu să vină și la Chișinău, pentru că este foarte aproape. Dacă să-l avem noi pe el la Chișinău în mod independent, cred că ar fi fost foarte complicat. Pe mine mă miră că până acum nu s-a făcut acest lucru, deci să existe legătura asta între Iași și Chișinău, dar bine că s-a făcut acum și sper să continue și la anul viitor și anii următori. Înainte de a vă întreba de ce a fost interes special pentru Guzel Iahina și Ivan Vârpaev, vreau să vă întreb dacă problema integrării sau ideea integrării scriitorilor basarabeni în spațiul românesc deja e ireversibilă, pentru că în tinerețea mea mi-amintesc că erau în discuții specific cu basarabienilor care chipurile nici nu prea vroiau să se amestece cu românii ca să aibă o identitate separată, să fie o anumită identitate există, oricum și va exista. Așa. O identitate, știu eu, regională, e vorba de anumită marginalitate care poate fi explorată. Venim cu anumită, știu eu, cu o valoare adăugată. Așa. Da, dar prima dată scrie scriitor român, nu? Exact. Exact. Chiar dacă e cu reședință în Basarabia. Exact. Și atunci care e specificitatea? Păi ziceam despre această marginalitate care oferă, știu, o altă perspectivă asupra literaturii. Lucruri care se întâmplă aici nu se întâmplă în altă parte a României și viceversa. Da? Adică noi venim cu ceva nou și este bine că avem ce spune, cred eu. Influența limbii rusă sau spațiului slav face parte din specificitatea asta și iată ne apropiem de Vârpaev și de Iahina. Cum credeți, domnule? Inclusiv influența
limbi ruse, dar aș spune că specificul nostru este că am făcut parte din sistemul sovietic, din fosta Uniunea Sovietică și acest trecut, acest bagaj, dacă vreți, al trecutului, nu poate să nu să se reflecte în literatură, în felul nostru de a fi, în acele traume pe care ne purtăm și le tot scoatem în discuție, le punem în discuție. Da, sigur, iată ce ne face poate mai diferiți puțin în acest spațiu, să zic, regional, dar totodată acea sincronizare și chiar unificare a culturilor, a literaturilor care s-a produs și pe care o vedem la moment este un lucru foarte, un lucru cert. Dar e cu dus întors. Unii vor să scape cât mai repede de această pată care o consideră epată. Alții, din potrivă, consideră că e un atu. Mă gândesc la primul exemplu care îmi vine în minte. Grădina de sticlă n-ar fi fost posibilă. Sau Tatiana Țibuleac, în general, poate n-ar fi scris și n-ar fi ajuns atât de mediatizată și tradusă dacă n-ar fi avut experiența aceasta de trăitoare în Chișinău, unde se aduna steclotara. Și care e întrebarea atunci? Întrebarea este ce facem cu asta? Cum o valorificăm? Ce fac ăștia care vor să scape și e obstacol pentru intrarea în spațiu și invers? Nu știu cine ce vrea să facă sau să scape sau nu să scape. Nu poți scapa de trecutul propriu. Da. Adică ai un trecut. Nu poți pur și simplu, știu eu, arunca la gunoi. Să pretinzi că nu a existat. Dar cu asta e un trecut formativ. E un trecut formativ. Păi te primește, da, evident, păi nu e vorba de trecutul propriu zis, ce facem acum, care este justiția, care sunt lucruri pe care le facem în sens politic și tot așa. Deci Uniunea Europeană și procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană este determinat de alți factori, nu de trecutul nostru, ci de prezentul nostru și de lupta cu corupția, criminalitatea și tot așa. Aici avem handicapurile pe care le avem. Trecutul nu are absolut nicio relevanță. Scriitorii n-au nicio vină. Eu vorbesc despre scriitori, artiști care... Hai să iar să recurg la un exemplu. Da. Pavel Stratan a fost acceptat în spațiul românesc tocmai pentru că... Uite ce băiețel interesant, cu accent basarabian, cu rusismi. Ceva specific, da. Da. Și atunci, pentru el, n-am vorbit cu el despre asta, dar mă gândesc că poate să fie ofensator. Pe tine nu te ia drept un artist autentic român, ca Irina Rimes, care se rupă târgul. Dar te ia drept așa un măscărici din Basarabia, care e de ce interesant. Nici chiar așa. Nici așa, da? Nici chiar așa. Nu. Eu am pățit-o ca reporter. Da. Eu am pățit-o corespondent pentru radio, da. Pe FM, da? Da. Și eram interesant tocmai nu pentru ce spuneam, dar pentru accent, eventual pentru lucruri exotice și pe mine mă deranja. Pe mine, deși... să fiu sincer, Vasile, nu mă supără dacă cineva la București consideră cum susții și tu acum. Chiar Jeman Fish, really, nu mă interesează. Altfel, scriitorii români nu au asemenea atitudine pe care o ai, pe care o susții, o invoci tu, da? Eu cred că, iarăși, specificul nostru este, eu o văd dintr-o parte pozitivă. E ceva interesant, e anumită marginalitate, e anumită experiență pe care nu o au ceilalți români din altă părți ale României. E simplu ca bună ziua. Eu văd dintr-o perspectivă pozitivă, da. Eu, pentru asemenea discuție, aveam argumentul imparabil după mine. Spuneam, cum o tradus Eva Cernei, Maestru și Margarita, românii nu au putut să-l traduc. Pentru că a apărut și în traducerea românească și în traducerea basarabianului Eva Cernei. Să fii sănătos, Eva. Ne mutăm la traducere. De ce interesul pentru literatura rusă în cadrul firitului? Este un interes în general pentru literatura tradusă. Acesta este, de fapt, și specificul festivalului, de a invita autori care, între timp, să zicem, în decursul ultimului an, au fost traduși în limba română și de a propune publicului de a vorbi despre cărțile care au apărut. Deci anume Vrăpaev și Guzel Iachina, pentru că sunt antiputiniști? Nu cred. Deci, în primul rând, Guzel Iachina a fost scriitorul invitat al Filit Iași și lucrul acesta se datorează acelei notorietăți pe care a câștigat-o prin cele trei romane
publicate în română, dar nu doar în spațiul românesc, ci și da, în alte spații. Tema pe care o abordează, deci tema deportării, tema minorităților etnice, interacțiunea dintre aceste minorități, deci interacțiunea individ-putere și restul și restul. Deci sunt, este vorba despre un produs literar de mare calitate, despre o prezență literară incontestabilă a lui Güzel Yekin, care a venit la Iași, care a avut o prestație superbă și care, ținând cont de această încercare de a trece Iașul, scuze, Filitul spre Chișinău, a venit și la Chișinău și a avut la fel un dialog în scena Teatrului Fără Nume. Iar Vrăpaia, în general, e un scriitor, zic eu, european. Universal. Sau universal. Iar în cazul lui Vrăpaia, stăpit permiteți... la Varșovia de nu știu câți ani. Absolut, dar s-au întâmplat mai multe coincidențe în cazul lui Vrăpaia, fericite, bineînțeles, pentru că, da, este Filit pe de o parte, pe de altă parte i-a apărut o carte la Chișinău, o ediție de teatru, de șase piese, cu șase piese, și pe de altă parte el a venit la Chișinău exact în aceeași perioadă cu un proiect amplu, care se numește Till House, în cadrul căruia a lansat un nou spectacol de-al său în trei limbi. În română a fost prezentarea pe 22 octombrie, săptămâna aceasta, dacă nu mă înșel, chiar mâine va fi în rusă și sâmbătă sau duminică în ucraineană. Deci este vorba despre un proiect de integrare a refugiaților care au fost nevoiți să plece din Rusia, din Ucraina, din Belarus în alt spațiu, în Polonia, în cazul dat, și de a-i oferi posibilitatea lor să nu se decalifice lucrând în alte zone, dar să continue să facă ceva ce știu să facă bine, teatru, în cazul dat, și totodată să ajute altora. Iată un proiect care, vedeți cum proiectul acesta, Till House, traducerea care apare la Chișinău, Filit, și iată, avem un autor și prezența lui în scenă și, și un dialog foarte viu și sincer. Proiectul ăsta, Till House, dacă nu mă înșel, este implementat și în Varșovia de mai mult și timp. În Varșovia, exact. Da. Și aici să vă întreb, vă deranjează sau nu faptul că scriitorii sunt nevoiți să preia agenda politică? Până și Iulian Fruntașu, în proza lui scurtă, nu poate să scape de experiența dânsului de ambasador. De ambasador. Mereu văd acolo preocupările sale ambasadoriale, dar și de... ați fost funcționar prin osăcie pe unde ați fost. Și asta, asta se transformă în literatură. Păi iarăși, experiența trecutului trebuie să o valorifici. Păi nu poți scăpa de ea și atunci o folosești oricum. Evident. Păi am stat mai mulți ani în Balcan și atunci experiența asta e destul de interesantă după mine. Dar nu este o transpunere mortal. Eu înțeleg, nu adică, un jurnal de exact, diplomat. Exact, da. E un document. Eu înțeleg, dar întrebarea mea este, uite, celebra piesă pe care eu am văzut-o în tinerețe, Emigranții, da? Tema e veșnică. Acum, volens, nonens, Ucraina, războiul generează iarăși interesul. Güzel Yekin, în general, scriitorii ăștia care sunt împotriva lui Putin, ei sunt în prima linie și editura Cartier, care l-a scos, de exemplu, pe Zahar Prilepin în limba română. Ce face cu Prilepin acum? Dumneavoastră, uitându-vă la literatura asta care... iată, migrează autorii, Z-propagandiștii în general. Dmitri Bicov îi taxează foarte categoric, că ăștia n-au niciun dram de talent și nu trebuie să vorbim despre ei, dar acum cine reprezintă literatura rusă, în special scriitorii de limba rusă? Și ce se întâmplă acum cu literatura? Pornesc de la ideea că unii în încercarea de a scăpa de trecut sau ca să se desolidarizeze total de Putin și de Rusia agresoare, cred că aruncă și copilul din scăldătoare, adică și literatura și limba rusă și nu vrem să avem nimic cu rușii. Dumneavoastră, cum vă uitați tocmai din perspectivă că există Güzel Yekin și Vrăpaev?
Păi nu chiar așa, este și Gluchovski care tot scrie foarte bine și mulți alții care se află în afara Rusiei, evident, pentru că acum nu poți, nu ai libertatea de a crea aici. Nu e vorba de faptul că ești rus sau ești de altă naționalitate, ci este vorba de libertatea pe care o ai sau nu o ai. Și atunci și Bâcov pe care l-ați menționat așa, și alții au fost nevoiți să plece. Vrăpavi de mulți ani în Varșovia, așa, și lumea asta continuă să scrie în limba rusă și scriu foarte bine. Și atunci, da, asta este situația. Îi reprezintă Rusia? Sau? Evident că îi reprezintă partea bună a Rusiei, ca să zicem așa. Evident. Dar era o discuție mereu cu Prim sau Cehov sau emigranții mari, iată, la un moment dat plecând, ca și cum ei au trădat patria și nu mai au dreptul să reprezinte. Probabil trebuie să ne amintim de conceptul conștiința națiunii. Da? Foarte des se întâmplă că apar scriitorii care preiau această povară de a vorbi lucrurile așa cum sunt ele, de a spune adevărul. În contextul de astăzi, mie nu-mi vine să cred că e posibil să spui adevărul despre ceea ce se întâmplă fiind în interiorul Rusiei. Scriitorii care au această calitate și care țin la conștiința lor, dar și la contactul lor onest cu publicul, cu cei care îi citesc, au plecat. Este Bykov, este Vorobaev, este Ulitskaya, sunt foarte mulți alți autori care critică deschis, tranșant regimul agresiv rus de astăzi, care critică războiul și așa mai departe. Iată, în sensul acesta, da, scriitorii pot să devină și pot să fie un reper important în înțelegerea lucrurilor, dar și a ipostaza omului, da? Condiția omului în zilele noastre. Dar întrebarea mea era, mă întorc la asta, agenda impusă de politicieni nu cumva vă împiedică pe dumneavoastră scriitorii să vă ridicați la altitudinea lui Joyce sau la Ovidiu? Că dacă vă consumați în evenimentul curent, oricât de dramatic ar fi, 7 octombrie Israelul sau războiul din 24 februarie, deci asta totuși e o chestiune care... Vasile, nu poți fi în afara vieții și politicul face parte din viață, așa? Eu nu știu, eu cred că și Joyce a scris implicit și despre politică și despre celelalte lucruri care se întâmplau atunci, în momentul respectiv. Deci nu trăiește într-un vid și scriitorul nu trăiește într-un vid. Și politicienii nu impun o agendă scriitorului, ci scriitorii înșiși scriu despre ce se întâmplă în lumea contemporană. Dar poți să faci lucruri monumentale pornind de la evenimentul curent? Poți să faci lucruri monumentale pornind de la orice. Contează talentul. Dar nu te poți eschiva. Asta vreau să zic. Mm-hmm. Nu poți cumva trăi într-un turn de fildeș și să crezi că, vezi, Doamne, ești deasupra tuturor evenimentelor și tu ești undeva sus acolo în turnul ăla și scrii despre ceva acolo nebulos. Nu. Aici îmi permiteți, vă rog, într-adevăr, aceeași întrebare i-am adresat-o lui Ivan Vorobaev și am pornit de la scrisoarea lui deschisă în care el condamnă războiul, chiar la începuturile acestuia, în martie 2022. Acolo el vorbea despre faptul că pe parcursul mai multor ani, chiar decenii, artiștii din generația lui cumva s-au distanțat de politic, aveau grijă de arta lor, de teatrul lor, de, mă rog, să zicem, da, de ce fac, și nu se amestecau, să zic, nu se implicau în lucrurile externe, da? Cum spuneați, cumva se închideau în turnul lor de fildeș. Dar asta a avut și anumite consecințe. Deci ceva a deraiat în altă direcție. Și atunci, drept răspuns la această întrebare, Ivan foarte tranșant, cumva chiar a chemat publicul, da? Sau tinerii care erau în sală, că este necesară această implicare directă în viața publică, în politic, în actul
democratic, să zic, pentru ca tot ce se întâmplă în jurul nostru să fie inclusiv parte a responsabilității noastre. Deci noi nu putem să ne închidem în arta, mă rog, în altă și așa mai departe, dar lucrurile să meargă așa cum uneori lucrurile meargă. Vă rog să mă înțelegeți că eu nu... Misiunea mea e să vă provoc, dar eu nici de cum nu cred că scriitorul trebuie să vorbească despre lucruri veșnice și pe aripile vântului sau despre dragostea pură, în timp ce Putin și cu acoliții îi prelucrează pe copiii ăștia. Ați văzut secvențele astea care le dau să strecoară din școlile rusești. Razgăvora glavnă, vin bandiții de la de pe front și le povestesc copiilor că trebuie să sacrifice, să ducă acolo să omoare ucrainenii și în timpul ăsta scriitorii să dea din nas să zică nu, noi ne ocupăm de lucruri veșnici. Eu sunt de acord și în sensul ăsta, apropo, vreau să facem paranteză, să ne spuneți în amănunte, premiul pe care l-a luat o autoare din Basarabia pentru un roman la o temă care s-ar părea nu mai ține de actualitate. E din istorie, da? E despre ceea ce a fost în timpul celui de-al doilea război mondial. Și ia premiul liceenilor. Vă rog să ne spuneți. Văd aici o consecință a... Dar spuneți, vă rog, foarte clar pentru ascultători să înțeleagă despre cine e vorba. Autoarea și titlul romanului, da. Se numește Oare sunt călău, da? Da, sunt Oare un călău, un roman de Liliana Calancea. Eu văd acest premiu drept o consecință a unei noi paradigme, dacă vreți, a unei noi perspective în educație, inclusiv în ceea ce privește disciplina istorie, dar și literatură în școală. Foarte mult, și eu consider lucrul acesta absolut corect, se insistă pe ideea de memorie istorică și ce... și care poate... De asumarea care o invoca Iulian. Exact, da. Deci, ce știm noi despre trecut, ce ni se trage din trecut, care sunt traumele despre care mai spuneam deja, pe care le moștenim, ce facem în general cu tot ceea ce e în urma noastră. Și iată, romanul ăsta vine cu anumite imagini, să zic, da? Cu anumite probleme pe care elevii inclusiv le dezbat în școală. Și atunci se pleiază deci, subiectul romanului cu discuțiile din școală și această deschidere anume a liceenilor este explicabilă după mine. În două cuvinte trebuie să spunem fabula romanului. Cineva care descinde dintr-o familie a unui torționar descoperă că iată are în spate, are pata asta de care n-are cum să scape. Trebuie să o conștientizeze și important e ce face cu ea mai departe. Nu e nimic nou, dar e și la Kundera și la cine și la dumneavoastră este într-o proză, deci o confruntare cu această realitate. Amintiți-mi cum se numește proza aia mică în care apare fata aia care de fapt iubitul îi spune, da, ea vine dintr-o familie de torționari și și trăiește o dramă intensă. Da, eu sunt de acord. În principiu ar trebui să ne asumăm acest trecut, pentru că din păcate noi aici și în Basarabia cel puțin nu am conștientizat pe deplin responsabilitățile pe care le avem în raport cu violența pe care, de exemplu, strămoșii noștri au manifestat-o față de evrei. Dar de cele mai multe ori cumva am încercat să plasăm responsabilitatea doar pe umerii trupelor românești care au fost aici, germane. Sau mai devreme primul pogrom. Sau primul și al doilea pogrom, 1903 și 1905, dar este cert că și țăranii moldoveni s-au folosit și au prădat și au maltratat evreii, pentru că au putut să o facă. Da? Și era
era permis și chiar era încurajat acest lucru. Vezi documentarul Vatamanu. Da, oamenii sunt cum sunt și noi cumva am evitat acest proces de conștiință, zice eu, cumva ușor, încercând să pasăm vina pe ceilalți. Și atunci este bine de recuperat. Important, evident, că este să o facem într-un mod talentat. Asta contează cel mai mult, pentru că pe mine uneori mă supără dacă un subiect important nu este tratat cu talent, ci cumva așa mai superficial. Speculativ. Asta e problema, pentru că avem... În lume este literatura, Holocaustul este foarte răspândită și acolo lumea este mai atentă și analizează în ce măsură, da, scriitorul este talentat sau e capabil să reprezinte acea perioadă fără a apropria trecutul cumva în folos propriu, da? De exemplu, a fost un caz notoriu în America, una Janine Cummings, dacă nu mă înșel, o scriitoare, o doamnă culoare albă, cum ar fi, a scris American Dirt despre mexican și a fost un scandal foarte mare, pentru că ea habar nu avea despre viețile mexicanilor care veneau în America și tot așa. Trebuie să fim atenți, dar zic eu că este un subiect foarte important. Revenind la Holocaust și revenind la această responsabilitate pe care noi o avem, basarabenii, și ar fi bine să existe mai multe cărți în acest sens. Da, și la modul practic, cel puțin atunci când se consemnează aceste evenimente tragice, dacă nu să mergem și noi acolo să punem o floare, măcar să nu dăm așa din nas sau să... încrețim frunțele. Eu, spunând dumneavoastră lucrurile astea, mi-am dat seama că iată, de una zi l-ascultam pe Bâcov despre un veac de securitate și toamna Patriarhului și Bâcov foarte interesant spunea Marches dintr-un eveniment sau un personaj toxic a știut să facă un roman și iarăși exact cum spuneți dumneavoastră, putea să fie un eșec, putea să fie un prilepin, dar talentul lui Marches i-a permis să facă din asta o operă cu învățământ universal pentru multe generații și aici vreau să trec la traduceri, ultima literă din Filit. În ce măsură traducerile aparțin sau nu schimonosesc pe un Marches, pe un Iulian Fruntașu. Dumneavoastră sunteți iarăși cel mai vizibil exemplu, că sunteți traducător. Iată, mă gândesc, în ce măsură Marches ar fi mulțumit de modul în care e tradus în română, în rusă. Sau, iată, Iulian Ciocan, colegul nostru, o ajuns să fie cel mai tradus scriitor român în limba cehă. Grație faptului că a lucrat la Europa Liberă și se cunoaște cu traducătorii, dar el oricum, cel mai tradus fiind, oricum nu poate să savureze, să aprecieze cât de autentic este el, cel în română, scriitura lui inițială, este autentică în limba cehă. Iată cum să depășesc aceste baraje, dacă e un baraj, dacă are traducătorul libertatea să facă dintr-un Iulian Fruntaș un Fruntaș 2.0? Nu știu de 2.0, dar cert este că o carte tradusă e diferită de original. E diferită. E diferită și contează iarăși talentul traducătorului, în ce măsură dânsul sau dânsa a înțeles și a știut să pună într-un context mai larg volumul. Evident că nu putem cunoaște toate limbile și evident că nu putem cunoaște toate contextele culturale, sociale, economice și așa mai departe. Mie îmi vine mai ușor, de exemplu, atunci când citesc o carte în sârbă-croată, că citesc în sârbă-croată, să fac legătura între ce citesc și zona unde am stat. Pentru că am stat și la Sarajevo, și la Belgrad, și Zagreb, m-am călătorit în fostă Iugoslavie. Și imediat fac conexiunea asta, pentru că fac conexiunea și cu filmele, și cu alte cărți. Deci mă simt ca peștele în apă. Ei,
o carte pe care citește un spaniol, o carte tradusă de, nu știu, de cineva, un autor din Republica Moldova, evident că omul respectiv, cititor respectiv, va avea anumită dificultate să placeze mental cartea asta în harta asta lui mentală. Deci unde e Republica Moldova, care este trecutul Republicii Moldova, va fi o problemă, dar cred eu dacă cartea va fi tradusă în talentat, eu cred că e un pas. E un pas să plasezi țara asta sau zona asta, să o plasezi pe anumite harta mentală a cititorului, și este foarte important. Dar evident că e dificil. E dificil pentru că suntem un gen de terra incognita, dar și Cadarea a scris despre, nu știu, o zonă sau cumva, mă rog, despre Albania într-o măsură oarecare a scris. Și nici Albania nu este foarte cunoscută. Bine, dar Cadarea este foarte talentat, a fost foarte talentat și probabil că a avut parte și de traducători talentați. Deci aici sunt foarte multe necunoscute și nu cred că putem cumva definitiva raportul foarte simplu, așa cum parcă ai sugera. Înțeleg. Cum este în poeme, patstrocnic, da? Deci cuvintele motamo traduse și după aia rimate și rescrise de fapt de alt autor. Dar un moldovean care va citi, nu Iulian Fruntașul, dar altcineva care va citi un roman, un text din sârbo-croată, neapărat va avea nevoie de o mulțime de asterisuri explicative. Reperă. Unde a fost războiul, ce a fost în Balcani în general, de unde și până unde, și diferite opinii, și adică contextualizarea de care autorul în textul inițial îi se părea că nu are nevoie, pentru că toată lumea știe, dar dus în altă limbă, acolo apare imediat ramificații. Exact, dar cititorul care nu cunoaște poate va avea această curiozitate să află și prin lectura propriu-zisă va cunoaște mai mult. Da? Și poate va fi, știu, stimulat să afle și să citească și mai multe despre zona respectivă, nu neapărat ficțiunea, poate o carte de istorie, de exemplu. Ivan, experiența dumneavoastră de traducător, ce spune? Și eu nu pot să nu pomenesc episodul ăsta personal care l-am avut, când v-am rugat să îmi traduceți un vers, da? Mă живем, nici eu e пацабою, cum era? Da, din Mandelstam. Da, din Mandelstam. Și v-am forțat, de fapt, să traduceți întreg poemul. Da, da. Într-adevăr, Un traducător este un adevărat ambasador al unei culturi, al unei literaturi. Este dificil să traduci, este o muncă foarte responsabilă, care cere și un grad de smerenie, dacă doriți. Totodată... Smerenie față de original? Față de original, față de propriul ego, sau în relație cu propriul ego. Adică nu poți să impui stilului unui autor pe care îi traduci, propria ta voce, propriul tău stil și așa, limbaj și așa. Adică... stilul ăsta de unde se formează? Că nu vreau să intru în amănunte profesioniști, dar totuși, când spuneți smerenie în fața autorului, însemnând ideile lui, însemnând stilul, de exemplu, mă gândesc, Andrei Platonov, cine s-a apucat să-l traducă în română pe Andrei Platonov, e o chestie sinucigașă, pentru că Platonov are universul lui, limbajul lui, a inventat niște realități aproape fonetice și te apuci să îl traduci, la sigur te depărtezi. La sigur dai la o parte smerenia și produci un cu totul alt text. Aici e un subiect de discuție, dar mie mi se pare că traducătorul, da, trebuie să ofere un produs calitativ, un produs artistic, un produs literar, deci, dar totodată el nu poate să facă dintr-un autor, așa cum este el, așa cum scrie el, un autor 2.0, înțelegeți? Așa. Deci el nu poate să facă dintr-un autor bun, unul foarte bun, sau din unul foarte bun să facă așa și așa. Deci și vorba într-o direcție... Faci din miliardar milionar, da? Da, deci și într-o direcție și în alta trebuie să fii foarte atent să corespunzi textului cu care... Dar unde e stilul ăsta? Spuneți, în epitete, în idei, în,
numărul de cuvinte, în ce? Da, în limbaj, în acele cuvinte pe care le alegi și în, și în felul în care aranjezi cuvintele. Cam e spiritul, este inefabil, Vasile, este complicat și... de venit cu o rețetă oarecare. Și acea respirație care de fapt apare, transpare prin text, înțelegeți? Da. Care poate să nu corespundă cu respirația textului original, dar care va fi respirația ta, dacă putem spune așa, ritmul tău. Da, iarăși mă gândesc la un exemplu. Despre Dovlatov se spune că el nicio frază nu a început-o cu același cuvânt. Și traducătorul trebuie să stea să gândească, să... când nu are aceste cuvinte ca să le schimbi sau... Da? Chiar și partea asta tehnică, chipurile tehnică, da? Trebuie să o ia în calcul. Mă întorc la Vărăpaev și la Guzel Iachina. Ea, de exemplu, are știri despre modul în care a fost tradus în română? Se interesează? O preocupă în general... fața asta nouă care îi se dă în traducere, în român în special. Da, ea a menționat momentul legat de traduceri și spunea că are posibilitatea să verifice, dacă e posibil să spunem așa, doar traducerile în germană, pentru că stăpânește germana și știe cum... deci poate aprecia transpunerea din rusă în germană. În celelalte cazuri, nu. Și atunci apare necesitatea acestui dialog. Uneori traducătorii nu au nevoie de dialogul direct cu autorul, dar posibilitatea acestui dialog cu autorul pentru a preciza, pentru a face anumite note, poate, da? Pentru a întreba, dar ce ai în vedere aici și nu acolo și tot așa. Și este cazul mai multor autori, tuturor autorilor, pentru traducătorilor, pentru că, iată, vorbeam și cu domnul Mălaicu Hândrar, care la fel este traducătorul din spaniolă în română. Evident. Și... da, și a lui Vilas, Manuel Vilas, și da, sunt cazuri când pur și simplu ai nevoie de o privire dintr-o parte, dar și de implicarea autorului. Ca să spună ce a avut în vedere, ca să spună da, exact. Care e nuanța asta pe care a țintit-o, dar contează pentru ea tirajele sau faptul că e tradus în limba română, care poate să fie scos în câte maxim exemplare? 20.000? Pentru ea contează? Sau doar bifează o limbă? Eu presupun contează. De ce n-ar conta? Nu contează câte exemplare. Important să fie tradusă. Și sunt sigur fiecare autor își dorește să fie tradusă, nu știu, și în estoniană 1000 de exemplare sau 500 de exemplare. Asta mai puțin, e mai puțin relevant. Faptul că este prezentă și în literatura română și cititorul român a cunoscut acest subiect. Eu mă refer la romanul, primul roman și singurul roman pe care l-am citit cu Zuleha deschide ochii, probabil că așa s-a și tradus. Este important că cititorii români au cunoscut acest subiect despre deportări. Și un roman foarte, foarte fain, destul de dinamic, aș spune eu, foarte cinematografic. E scris așa cu un ochi de scenarist, pentru că am impresia că aș absolvit scenaristica Iachina. Dar, în rest, sincer să fiu, câte exemplare... Eu vă întreb pentru că se consideră dacă te-ai tradus în engleză, te-ai scos. Te-ai tradus în spaniolă, te-ai scos. Acum, poate, în curând o să fie și chineza. Iulian Fruntașu, în ce limbă ar vrea să dea lovitura? Iarăși, nu are nicio relevanță. Evident că engleza este o ușă care deschide, zice, mai multe oportunități. Ai intrat pe Amazon și acolo trăiești toată viața. Da, nu doar. Pentru că apar la târguri și engleza reprezintă o limbă de referință și la târgurile internaționale, lumea când vede pe stand tradus în engleză, agenții literari sau editurile se interesează. Engleza este limba comunicării internaționale și atunci evident că te-ar ajuta. De exemplu, eu citisem pe un autor croat care îmi place foarte mult, mai mulți ani în urmă, l-am citit Milenko Iergović, îi spune,
Și era un volum de proză scurtă, Sarajevo Marlboro se numea volumul ăla, și l-am citit la început în limba engleză, la început, scos de Penguin. După aia l-am cumpărat, Sarajevo Marlboro, în croată. Așa, după aia. Și după aia îl urmăream când apărea ceva, îl cumpăram deja în croată. Dar inițial l-am văzut în engleză. Și evident că engleza sau o altă limbă mai importantă, ea deschide și alte uși. E ușă mai mare, e o poartă mai mare, dacă vrei. După care sunt mai multe uși naționale, dar alte limbi. Dar în oceanul ăsta e mai ușor să te pierzi. Engleza are atâția autori că o să te neci acolo. Da, dar mediază relația cu alte culturi, cu alte limbi. Ziceam de târgurile internaționale de carte. Și dacă ești undeva pe un stand tradus în engleză, te vede un albanez sau te vede un estonian și zice, păi, stai puțin, uite, că ei doar nu vorbesc româna, dar toți vorbesc engleză. Înțelegi? Da, e un ocean, evident că e un ocean, dar nu e doar pentru oceanul ăsta. Oceanul ăsta are intrări și în alte lacuri și în alte râuri și poți intra în alt râu, cum sunt pește ăștia, somonii, care merg și depun icră. Ce bună comparație! Mai sus, în cursul râului. Aveți experiența să fiți tradus și să intrați pe alte piețe? Personal. Da. Mai mult am contribuit la aceasta prin traducerile pe care am făcut și am urmărit și chiar mi-am propus să conturez o punte de comunicare dintre spațiul limbii ruse și cel al limbii române, traducând cărțile la București și la Moscova până... Par exemplu. Deci am tradus și am publicat la Moscova o antologie a poeziei tinere basarabene, la București un volum, o antologie a poeziei ucrainene și ruse. Deci sunteți pe ambele direcții, ambivalent. Exact, da. Din rus în română și invers. Și aici, tocmai pe dumneavoastră, trebuie să mă întreb dacă mă întorc iarăși la autorii care se feresc de spațiul rusesc sau rușii îi aleg pe anumiți autori, ei îi profilează, ei aleg unii care să le convină, da? Și de multe ori se întâmplă așa, că ei dau premii și stimulează anumiți autori care îi tipăresc pe umăr, spun, ăsta e de-a nostru, alții nu sunt de-a noștri. Se întâmplă lucrul ăsta acum? Este un moment foarte evident după mine, adică eu ca traducător nu mai traduc în rusă pentru a publica în spațiul rus, pentru că eu nu văd nicio relevanță să traduc cărți de poezie, să zicem, pentru a fi publicate într-un spațiu care agresează alt spațiu, deci într-o țară agresivă. Deci eu nu văd nicio, la acest moment, posibilitate în sensul ăsta. Este o atitudine după mine pe care deci observ în jur. Însă contactele prin traduceri sunt foarte importante. Și apropo de tiraje și de dacă se interesează o scriitoare ca Güzel Yakhina de cât de mii de exemplare apar în alte spații. Mie mi se pare că lucrul ăsta, aveți dreptate, este mai puțin relevant pentru că, de fapt, ea ca scriitoare a dorit să povestească, să dea lumii o poveste, o istorie. O istorie a poporului său, a familiei sale, a spațiului din care vine. Și apropo cu Züleyha deschide ochii, da, la origine a fost un scenariu de film prelucrat într-un roman respins de 13 edituri și doar la 14 sau așa i-a dat lovitura, cartea a mers pe piață pentru că nu putem să ignorăm faptul că ea se consideră autorul creator, da, care gândește lumi, care inventează personaje și așa mai departe. Însă în jurul acestor creatori, să zic, există o industrie întreagă care constă din agenții, edituri, agenții de marketing și așa mai departe, care au acest obiectiv să promoveze o carte, inclusiv în scopul de a obține un profit economic. Și mă întorc la aspectul pe care
tot încerc să-l întorc pe toate părțile. Premiul Nobel pentru literatură este unul eminament politic. Noi putem să spunem că premiile Nobel în domeniul literatură, asta e lista celor 100 de autori sau romane care trebuie obligatoriu să le avem în bibliotecă sau cu aceste cărți să ne ducem pe o insulă ca să supraviețuim. Nu știu dacă este 100% politic. Sunt mai multă considerentă și nu e 100% literar cu certitudine, dar cred că asta n-ar trebui să supere pe nimeni. E așa cum e și eu cred că este responsabilitatea juriului să decide care sunt principiile. Noi cumva avem această tendință să absolutizăm totul și să considerăm că trebuie să fie ceva, pur și simplu, fantastic din punct de vedere literar. Asta mai ales după ce ne respinge autorii din spațiul nostru. Exact, exact. Dar nu cred că e grav. Și nominalizările sunt tot importante. Cărtărescu a fost, de exemplu, printre primii, nu știu, 5-6, dacă nu mă înșel. Asta tot îl pune în față, cumva, și lumea cunoaște că, uite, este un Cărtărescu, este literatura română, eu nu cred că ar trebui să da, dacă creăm din an în probleme. An nu mai ia premiul ăsta, ajunge ca a fost la noi Mircea Rusu și mereu se vorbea despre el, e candidat la funcția de prim-ministru și toată viața, deci mulți ani era candidat și nu mai a ajuns. Deci dacă e o comparație valabilă. Nereușită, dar la un moment dat faptul că nu mai ajunge să ia Oscarul, e stai operator. Nu știu cum ai zis că se numea... Mircea Rusu, la Moldav Ghidromaș. Mircea Rusu de la Moldav Ghidromaș, tot e Mircea Rusu de la Moldav Ghidromaș. Pe când Cărtărescu oricum vinde cartea și vinde bine și reprezintă literatura română. Ne place nouă Cărtărescu sau nu, dar este un autor important. Așa. Și faptul că a fost printre primii pe lista asta tot este important. Eu mi-aș dori să ia premiul pentru că o să fie ambasadorul literaturii și limbii române multiplicat imediat. Da, exact. Și atunci, pe lângă Cărtărescu, și Fruntașul, și Ivan Pilkin, și Tatiana Țibuleac s-ar putea tocmai să dea busna în această... Bine, și nu e și ce. Oricum Cărtărescu rămâne Cărtărescu. Eu nu cred că noi trebuie să exagerăm sau să diminuăm rolul premiului Nobel. Adică e un premiu important, evident. Fiecare își dorește să ajungă într-o asemenea postură, dar cert este faptul că nu sunt doar considerente 100% literare. Asta dacă pe cineva cumva îi poate cumva mângâia orgoliu propriu, e bine, da? Mă refer la cei perdanți. Dar altfel, nu contează atât de mult, cred eu. Eu contează și nu atât de mult asta. Evident contează, dar nu chiar atât de pentru mult. Pentru mine, care sunt din alt domeniu, ar conta pentru că ar confirma că în acest spațiu da. Să nasc idei, sunt și ajută și la traducere, la vizibilitate, da. Evident. Cum a fost valul nou al cinematografiei românești, care a arătat lumii întregi că nu contează la ce periferie te afle. Și în sensul ăsta și noi, basarabenii, poate ne-am ridicat la altitudinea unor exigențe și cu mai multă mândrie am spus, fraților, și noi facem parte din spațiul românesc și noi, da, avem trecutul ăsta sovietic, trecutul de apartenență la spațiul rusesc. Vezi că cinematografie, comparația, nu știu dacă este ok. E imaginea, știi, e mai ușor. Imaginea este mai internațională, deci tu nu o traduci. Tu imaginea nu o traduci cum traduci cuvintele, frazele, așa, și poți cu bani foarte puțini și nouul val românesc, adică filmele aveau bugete foarte modeste, ca să zicem așa, și în continuare sunt bugetele foarte modeste, dar cu toate acestea au făcut filme fantastice, dar și foarte bune și premiate în toată lumea, dar este mai ușor într-un anumit sens totuși. De acord, ce folos că Nikita Mihalkov a avut bani Căcălău, dar au făcut exact acest produs. Eu sigur că aș putea continua la nesfârșit discuția asta, dar eu insist că trăim o vreme interesantă. Unu, pentru că sunt evenimente care influențează scrisul, scriitorii,
și pe un Dita mai Acunin l-a obligat de la istoria Rusiei din trecut să treacă la Putin și așa mai departe. Este o generație curioasă, pentru că e afectată de evenimentele curente, dar este o generație care are deschidere și plus mijloacele de propagare și de popularizare a literaturii, a numelor în general, pentru că, cum spuneați, de vizualizare și în jurnalism, de ce se întâmplă? Să dau la o parte scriitorii de texte și ies în față cei care vizualizează până și vorbele, până și fragmentele de cuvinte sunt scoase pe ecran, pentru că asta e mijlocul. Eu cred că e o vreme propice pentru literatură și, slavă Domnului, asta e dovada că umanitatea nu își pierde, nu își iese, nu își iese din minți irevocabil. Își iese în anumite zone. Își iese. Da, trăim timpuri interesante, cum spun chinezii. Dar asta e un test. Asta e un test dacă supraviețuiește, dacă nebunul de la Moscova dă bomba, sigur că nu mai contează nici literatura, nici valul cinematografic românesc. Dar dacă testul ăsta de rezistență pentru umanitate îl trecem cu brio, într-adevăr o să luăm cu noi lucruri valoroase, inclusiv lucrurile despre care am vorbit astăzi. Și eu vă îndemn să nu abandonați polița de cărți, pentru că oricât de atractiv ar fi ceea ce se întâmplă pe YouTube, pe Facebook, polița de cărți rămâne valoroasă și chiar la o lumânare. Citită o carte dintre cele care vă pare că le știți, le-ați mai citit, luată de pe raft să citiți înainte de somn 20 de pagini și să vedeți ce terapie nemaipomenită este această ocupație. Pe curând, tot la Vocea Basarabiei ne găsiți.